Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom învăța acest model care, așa cum vedeți, este foarte elegant, foarte, foarte frumos, atrăgător. Este un model pe care dumneavoastră, doamnele începătoare, îl puteți realiza cu ușurință. Acesta eu l-am lucrat pentru a vi-l prezenta, însă modelul în sine puteți să-l folosiți pentru diferite lucrări ale dumneavoastră. Bluzițe, flaneluțe, ceea ce doriți dumneavoastră. L-am lucrat cu firul Bravo și croșetul cu numărul 3 și jumătate. În acest moment voi folosi același fir Bravo, același croșet cu numărul 3 și jumătate, însă dumneavoastră puteți folosi firul dorit și croșetul dorit de dumneavoastră. Voi folosi o culoare mai închisă, în modul în care dumneavoastră să puteți distinge bine ceea ce lucrez. Iar pentru început voi monta un număr de 42 ochiuri de lanț. Așa cum vă spuneam, am montat un număr de 42 ochiuri de lanț. În acest moment eu voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui piciorul dublu plus un ochi de lanț de separare. Deci am 4 în total. Firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al 5-lea ochi de lanț de la croșet și voi lucra un piciorul dublu. Un ochi de lanț de separare, voi lua firul pe croșet și voi număra 1, 2, 3. Voi intra în cel de-al 4-lea ochi de lanț și voi lucra un piciorul dublu. Voi continua cu cel de-al 2-lea în următorul ochi de lanț, cel de-al 3-lea piciorul dublu în următorul ochi de lanț, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și din nou voi număra 1, 2, 3 și voi intra în corespondența celui de-al 4-lea ochi de lanț lucrând un piciorul dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmate de un picioruș dublu în corespondența aceluiași ochi de lanț. Astfel am format acest V, care apoi va fi suportul pentru evantaiul nostru. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și din nou voi sări 1, 2, 3, voi intra în corespondența celui de-al 4-lea ochi de lanț și voi lucra seria de 3 piciorușe duble, cel de-al 3-lea, ochiul de lanț de separare, după care voi forma următorul V, 1, 2, 3, voi intra în cel de-al 4-lea și voi forma V-ul, piciorușul dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmate de un picioruș dublu, ochiul de lanț. Și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat cele 3 piciorușe duble, voi face ochiul de lanț de separare, firul pe croșet, 1, 2, 3. Voi intra în cel de-al 4-lea ochi de lanț și voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmate de un picioruș dublu, în corespondența aceluiași ochi de lanț. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi întoarce lucru și în corespondența acestui spațiu format din ochiul de lanț, voi lucra o serie de 3 piciorușe duble. 2, cel de-al 3-lea, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența celui de-al 2-lea picioruș dublu, deci exact pe mijloc, voi intra și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, iar acum am ajuns în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și aici vom lucra un număr total de 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5,
6, cel de-al șaptelea picioruș dublu, deci am format acest evantai, un ochi de lanț de separare și vom continua cu piciorușul dublu în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din seria celor trei. Deci exact pe mijloc, un ochi de lanț de separare și vom continua seria de cele șapte piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ochiul de lanț de separare, piciorușul dublu deasupra celui de-al doilea picioruș dublu și ochiul de lanț de separare. Vom continua în același mod pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului. Vom închide rândul cu seria celor trei piciorușe duble lucrate în corespondența spațiului format din ochiul de lanț, sunt trei, plus un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Și vom continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, ochiul de lanț de separare. Vom întoarce lucru. Vom lucra cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu, un ochi de lanț de separare și de această dată, în corespondența piciorușului dublu singur, vom forma acel V care ne va ajuta să facem următorul evantai. Deci, un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare urmate de un picioruș dublu. Ochiul de lanț de separare, deci așa se va vedea aici, și în corespondența evantaiului, acum vom sări 1, 2 piciorușe duble, voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu și voi face un picioruș dublu în următorul, cel de-al doilea picioruș dublu, în următorul, cel de-al treilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare și voi continua în acest mod lucrând V-ul, deci piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț de separare urmate de un picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, cele patru piciorușe, cele trei piciorușe duble în corespondența evantaiului, 2, 3, ochiul de lanț de separare și în acest mod vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am format ultimul V, ochiul de lanț de separare, voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența piciorușului dublu cu numărul 2 și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și voi face picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vedem să intrăm bine. În felul acesta. În acest moment noi vom face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi întoarce lucru și voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț, lucrând cele 7 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ochiul de lanț de separare, firul pe croșet și voi face piciorușul dublu în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu
de dedesubt, un ochi de lanț de separare și voi continua cu următorul levantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ochiul de lanț de separare, piciorușul dublu în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din seria celor trei ochiuri de lanț de separare și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Ajunse la sfârșitul rândului, vom face ochiul de lanț de separare și piciorușul dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. În felul acesta am încheiat și acest rând. Iar acum vom continua. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul, un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet. Vom întoarce lucru, vom face cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența spațiului format din piciorușul, din același ochi, scuzați, ochiul de lanț de separare. Deci, în acest ochi de lanț, noi am lucrat un picioruș dublu, ochiul de lanț de separare plus cel de-al doilea picioruș dublu. Apoi am lucrat ochiul de lanț de separare, 1, 2, 3, deci voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu și voi forma seria celor trei piciorușe duble. Ochiul de lanț de separare, iar aici, în corespondența piciorușului dublu singur, vom forma V-ul. Deci, în felul acesta, noi practic vom repeta tot ceea ce am lucrat până acum. Este foarte ușor, așa cum vă spuneam și altă dată, în momentul în care veți învăța algoritmul, veți vedea cât de ușor este și cât de ușor se lucrează modelul în sine. Ați văzut, este foarte simpatic și adaptat în mod special pentru a lucra bluzițe, flaneluțe. Eu cred că ar merge chiar și pentru un fular, un fular dantelat mult mai elegant. Deci, vom continua până la sfârșitul rândului. În momentul în care ajungem din nou la sfârșitul rândului, vom lucra ochiul de lanț de separare, firul pe croșet, și în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș vom face piciorușul dublu, ochi de lanț de separare plus cel de-al doilea picioruș dublu. După care continuăm cu trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu, vom întoarce lucru și vom continua exact ceea ce am lucrat în cel de-al doilea rând. După cum puteți vedea, trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare, picioruș dublu singur deasupra celui de-al doilea picioruș dublu din cele trei, o firul, după ce am făcut ochiul de lanț de separare, firul pe croșet, iar aici vom forma evantaiul. Acum cred că vă este ușor să continuați singure, pentru că pașii cei mai importanți deja au fost explicați. Aici lucrăm cele șapte piciorușe duble. Rog să mă scuzați. Așa, cele șapte piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, piciorușul dublu singur, care apoi va fi cel care ne va ajuta să facem următorul levantai. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului.
în momentul în care vom ajunge la sfârșitul rândului, după ce am făcut piciorușul dublu și ochiul de lanț de separare, vom face din nou în acest spațiu cele trei piciorușe duble. Iar în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, vom face un picioruș dublu. Acesta este modelul care am dorit să vi-l arăt astăzi. Dacă vă place ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă doriți. Cine nu este înscris pe pagina canalului și vizionează unul dintre tutoriale, vă rog să vă înscrieți, totul este gratuit. Iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!